Începe emisiunea Studio Politic la Digi24. Bine v-am regăsit, eu sunt Anca Suciu. Iar în timp ce discursul parlamentarilor e înlocuit cu injurii, calomnii, țipete, noi tot nu știm cum face acest executiv, acest guvern, să păstrăm banii de reformă. Și vine și un avertisment din partea BNR: dacă nu reducem deficitul, ne paște junk rating. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că statul cheltuie mai mult decât produce și că este incapabil să-și plătească cheltuielile. La 24 de ore de la circul din Parlament se vorbește acum de un control psihologic pentru parlamentari. Declarații deocamdată, dar rețineți, astfel de proiecte au mai fost propuse, toate respinse sau ținute la sertar până în prezent. Cum sună un astfel de proiect? Discutăm imediat cu inițiatorul. Aleșii și-au amintit azi și de o serie de sancțiuni pe care le uitaseră în sertarele Parlamentului. Așa că le-au votat, indiferent de ședință, acum scandalagii din Camera Deputaților și din Senat pot pierde jumătate din bani timp de 6 luni de zile. Nu pot afișa BNR în sala de ședință și vor putea vorbi strict 10 secunde de la microfon. Fără pensii speciale în sistem vor rămâne fără polițiști și grefieri sau fără angajați în penitenciare. Mesajul a fost transmis într-un protest în fața Parlamentului, la care au participat 700 de manifestanți, care au blocat pentru câteva zeci de minute zona Izvor. Aleșii nu par să dea înapoi, însă proiectul pentru pensiile speciale înaintează pe repede înainte, a trecut de Comisia Juridică, mâine ajunge la vot în plen. Proiectul, să ne lămurim, nu prevede desființarea acestor pensii, ci trecerea treptată la pensii pe bază de contributivitate, dar până în 2043. E premier în justiția din România. Daniel Horodnicianu este primul membru CSM judecat disciplinar pentru încălcarea statutului magistratului. Este vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, acuzat că s-a folosit de funcție pentru a-i convinge pe doi polițiști de la frontieră să nu-l sancționeze. Vă amintiți imaginile când a fost oprit în trafic pentru viteză? Discuția tensionată, care a durat câteva minute bune, a fost filmată de unul dintre agenți, iar Horodnicianu nu s-a dat în lături de la jigniri și amenințări volate. Despre cifrele economice ale zilei vom discuta în scurt timp. Iancu Guda va fi în platou aici prezent alături de noi. Până atunci însă, haideți să ne lămurim cum se face ca un test psihologic să poată fi un criteriu pentru parlamentari și fără el să nu poată ajunge senatori sau deputați. E un proiect de lege în Parlament, au fost mai multe asemănătoare, dar toate au fost respinse, ori păstrate la sertar. Unul dintre ele însă, depus acum 5-6 ani, ar putea fi luat din nou în discuție. Sunt mai mulți parlamentari care vorbesc despre el. Vom discuta despre această propunere surpriză cu Daniel David. Mulțumesc, domnule profesor, că sunteți alături de noi, profesor de psihologie clinică, rector al Universității UBB din Cluj. Bună ziua! Bună ziua! Înainte vă propun să ne uităm peste forma acestui proiect, da, ce ar însemna mai exact. Inițiatorul acestei legi, vă spuneam, Pavel Popescu, deputat PNL, este alături de noi. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua! Ce înseamnă? Care e propunerea dumneavoastră? Propunerea este una simplă și plec de la ideea că, la fel ca și ceilalți angajați, la fel ca și bugetari, la fel ca și profesorii, la fel ca și cei care aplică pentru un permis de conducere, astăzi în România ai nevoie de un aviz psihologic. Și practic am făcut un proiect de lege pentru modificarea legii numărul 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, și acolo în dosarul de candidatură practic am făcut un articol unic în vederea înregistrării candidaturilor, fiecare partid politic, alianță politică, alianță electorală sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale depune la biroul electoral de circumscripție
patru dosare, cuprinzând următoarele. Și am modificat aceea cu aviz psihologic. Adică vine cu avizul, adică, da? Trebuie să treacă mai întâi pe la psiholog, cel care își exact. Dorește să fie parlamentar, să primească exact. Un aviz că este apt, că este în deplină exact. Sănătate mentală și să-l depună la dosar. Acest proiect a fost respins până acum. Să-mi spuneți argumentele și dacă credeți că în acest moment, după circul de ieri din Parlament, poate fi reluat. Haideți să vă spun. În primul rând, a fost colegii l-au respins pe motive de posibilă neconstituționalitate, lucru pe care curtea nu s-a exprimat până în momentul de față. Eu am participat la toate aceste audieri din comisie, la susținerea proiectului în comisie în calitate de inițiator. Și atunci când l-am propus prima dată, nu pot să vă spun că nu a fost luat în derâdere. În momentul în care în Parlamentul României s-au intensificat acțiunile de genul acțiunilor pe care doamna Șoșoacă și cei de la AUR și domnul Simion le au, au venit colegi la mine. Unul dintre ei a fost chiar domnul ministru, fost ministru al Justiției Predoia, cu ministrul de interne, care a ieșit public, din ce mă aduc aminte, și a zis, cred că este o inițiativă bună și a trebuit reluată în discuție. Dar ne spuneți că nu glumiți, nu e o ironie. Nu. Vorbiți foarte serios de o expertiză medicală în privința celor care își doresc să ajungă în Parlament. Deci, noi avem cazuri clinice, acum nu pot să mă exprim pentru că domnul rector este acolo de specialitate și poate să se exprime la acest subiect, dar eu vă spun sincer, eu cred că avem cazuri clinice în Parlamentul României și într-o discuție pe care am avut-o cu liderul Partidului AUR, eu am rămas șocat de opinia lui cu privire la anumiți oameni sau flexibilitatea lui în a accepta anumite situații pe care doar oameni care nu sunt în deprinitatea facultăților mentale ar putea să le facă în Parlamentul României. Nu este o glumă, să știți că nu este o glumă dacă intri cu gloanțe în Parlamentul României. Ai nevoie de un control psihologic. Asta este opinia mea. Dacă astăzi intri cu gloanțe în Parlamentul României, dacă te duci și fluieri în Parlamentul României și iei microfoanele și încerci să le rupi și trântești cu scaune și scoți cablul, să găsim aceste manifestare pe un tablou clinic, orice doctor de specialitate poate să spună un diagnostic, fără doar și poate că altă justificare pentru un astfel de comportament, da? Nu găsesc. Când spuneți că sunt cazuri clinice, vă gândiți prin exemplele pe care le-ați dat la Diana Șoșoacă? Nu, să știți că nu vreau să targetez pe un nume. Eu vă spun că de-a lungul timpului am văzut și vă dau un exemplu. Dar știți, e foarte dificil ca om politic să mă pun degetul pe cineva și să insult un om. Tocmai de asta am făcut un proiect de lege ca să nu pot să dau exemple pe care le-am văzut de-a lungul timpului în Parlament, totuși au fost colegii mei și vă spun, uitați, acum, cu toată seriozitatea, avem un parlamentar, sau cel puțin eu consider așa, prin discuțiile de pe la colțuri, dar avem un parlamentar care, cu siguranță, prin manifestările lui de la pupitru, suferă de o boală psihică, fără doar și poate, dar și are nevoie de un aviz, nu care exista o lege, dar eu cred că acel om, la un moment dat, poate reprezenta un pericol. Ei, dacă nu avem o pârghie pentru a preîntâmpina astfel de situații, că nu știi ce se va întâmpla într-un an de zile în condițiile în care astăzi se întâmplă ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule deputat. Voi continua discuția cu domnul profesor. Poate avem nevoie măcar de o discuție serioasă. Repet, o discuție serioasă. Ce facem cu acești oameni, da? De lămurit pentru cei de acasă, dacă acest proiect de lege ajunge să fie dezbătut, adoptat, votat în plenul Parlamentului, ajunge să fie aplicat doar pe viitor, pentru cei care își doresc pe viitor să fie parlamentar. Mulțumesc, domnule deputat. Continui discuția cu domnul profesor Daniel David. Cum vedeți desfășurarea ultimelor ore, ce s-a întâmplat ieri în Parlament, ce s-a întâmplat astăzi în Parlament cu această propunere? Înainte, vă rog, permiteți-mi să urmărim un episod care a avut loc ieri, protagonistă Diana Șoșoacă, momentul în care spune că datorită ei Moscova a scăpat de puciul lui Prigojin. Să ziceți mersi că am vorbit cu Lukashenko să-l primească pe Prigojin. Bravo mie! A salvat Rusia, să înțelegem. Bravo mie că am salvat Moscova! Vreți să vă salve și Washingtonul!
Nu vedeți că n-aveți creier să gândiți? Niciunul nu ține cu România! Și în acest context se propune o examinare psihologică. L-ați ascultat mai devreme și pe deputatul care inițiază acest proiect de lege. Vă ascultăm, domnule profesor. Bun, eu vorbesc și, sau mai degrabă, ca președinte al Asociației Psihologilor din România acum și vreau să spun foarte clar că nu e voie ca psihologia să fie instrumentalizată în lupte și interese politice. Altfel spus, nu putem să ne trezim brusc că trebuie să fie un aviz psihologic atunci când politicienii nu se înțeleg între ei și vor să se acuze unii pe alții că au probleme psihologice. Dacă vrei să faci lucrurile într-o manieră serioasă, poți o faci, respectând toate constrângerile și nu se pune problemă de constituționalitate sau, mă rog, alte blocaje, dar gândești în felul următor. Avem diverse ocupații. În aceste ocupații, acolo unde poate să apară un potențial risc pentru persoana care exercită ocupația respectivă sau pentru alte persoane în interacțiune cu acea ocupație, sunt stabilite o serie de incompatibilități sau o serie de atribute psihologice și psihiatrice. Unele care sunt incompatibile cu ocupația respectivă, altele care pot să fie cerute de ocupația respectivă. Deci primul lucru, se stabilesc aceste aspecte. După aceea, în contextul medicinei muncii, se fac diverse evaluări, inclusiv psihologice pentru partea de psihologie, psihiatrice pentru partea de psihiatrie și în final se dă un aviz ca parte a medicinei muncii. Deci cam așa ar trebui făcut și n-ar fi o problemă să spui da, ok, avem o ocupație parlamentar, o comisie de experți, da, experți, neangajați politic, experți serioși din medicina muncii, psihologie, psihiatrie, mai ales din, aș spune eu, pe latura asta, rolul principal îl au cei din psihologia organizațională și psihologia resurselor umane, stabilesc aceste atribute psihologice și psihiatrice și după aceea se pot implementa procedurile pentru a se face astfel de examinări și psihiatrice și psihologice, așa cum se fac, să știți că lumea nu conștientizează, dar pentru a fi psiholog se fac astfel de evaluări, pentru a fi profesor în școli se fac astfel de evaluări, pentru, nu știu, alte profesii, cum ar fi, nu știu, macaragiu, spre exemplu, se fac astfel de evaluări. Pentru foarte multe profesii astfel de atribute stabilite. Se pot stabili și pentru parlamentar, dar în această logică, nu pur și simplu să trimiți parlamentarul la psihiatru sau la psiholog pentru a obține un aviz. Există o comisie clar stabilită și definită astfel încât toți cei care își doresc nu doar să... Nu o comisie, există un profil ocupațional prestabilit în care spui foarte clar, dacă vrei să fii profesor, nu știu, să nu suferi de tulburări de tip X, să nu ai de tulburări de personalitate de tip Y și așa mai departe. Dacă vrei să fii, nu știu ce, trebuie să ai atenție distributivă, memorie de lucru bine dezvoltată și așa mai departe. Adică inclusiv testul psihologic trebuie stabilit și cunoscut, nu? Nu. Se stabilesc atributele, testele țin de specialitate. Adică psihologii care, dacă vine la mine și spune, ok, uite, te trebuie să măsori memoria de lucru sau tulburările de personalitate, trăsături accentuate de personalitate, eu voi folosi acele teste în capacitatea mea de psiholog, care sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România, că n-am dreptul să folosesc alte instrumente. Acolo nu e o problemă mare, fiindcă sunt mai multe teste pentru același atribut psihologic și n-are sens să dai un nume de un singur test, că poate mâine mai apare un test mai bun și fiindcă nu-i prins în lege, nu-l pot folosi. Bun, n-are sens să intrăm în detaliile astea. O analiză a acestei propuneri. Dincolo de asta, vă propun din nou să urmărim un moment din Parlament ca să înțelegem din partea dumneavoastră cum vedeți dumneavoastră cu experiența pe care o aveți. Dacă astfel de dialog, astfel de discurs al unui parlamentar are și priză la români. Și de ce întreb? Pentru că recunosc, m-am uitat la comentariile care au apărut pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube, acolo unde a fost postat acest episod de ieri, clinciul dintre Diana Șoșoacă, senator al României, și Marcel Ciolacu, premier al României, și comentariile au fost împărțite. Au fost și oameni care au spus că bine le face Diana Șoșoacă, pentru că doar așa te poți comporta cu un parlament care nu a adus rezultate în mai bine de 30 de ani de la Revoluție încoace. Și aș vrea să abordăm și acest subiect, dar să urmărim un alt episod de astăzi cu Diana Șoșoacă din Parlament.
Ceea ce se întâmplă în acest moment este o lege antișoșoacă. Vă mulțumesc din suflet că mă apreciați la un asemenea nivel încât este nevoie de o lege pentru mine. Cred că e a treia sau a patra. Pe mine nu mă oprește decât Dumnezeu. Mai îndrăzniți să vorbiți despre Dumnezeu, de parcă, stimați colegi ipocriți, care vă dați extrem de credincioși, explicați-mi unde ați citit în Biblie sau ce invocați că tot acest comportament grobian are vreo legătură cu divinitatea. Reacția după ce aleșii au votat sancțiuni și în plenul reunit al Parlamentului, pentru că sancțiuni precum reducerea indemnizației la 50%, deci la jumătate, pentru scandal în Parlament, exista această sancțiune, însă nu și pentru plenul reunit. Domnule profesor, am urmărit reacția și ridicam acest semn de întrebare. Probabil sunt și români care se bucură că acest mesaj ajunge în Parlament și astfel de parlament, adică parlamentarii ajung să fie confruntați cu un astfel de dialog. Sunt culturi politice diferite, în țări diferite. Unele sunt mai emoționale și mai certărețe, altele sunt mai reci, mai controlate, ca să spun așa, și controlabile. Asta e Parlamentul României. Eu totdeauna am spus că e foarte important să se stabilească foarte clar limitele. Ce ai voie și ce nu ai voie. Și când s-au încălcat limitele, să fie foarte clar prestabilite dinainte sancțiunile, astfel încât cel care își asumă încălcarea celor limite să știe la ce sancțiuni să se aștepte. Într-o astfel de formulă, cred că lucrurile ar putea să funcționeze democratic și într-o manieră mai puțin tensionată. Când inventăm dimers reguli, sigur că uneori avem ce face, trebuie și dimers să inventăm reguli și proceduri și sancțiuni, dar ar fi bine ca aceste lucruri să fie stabilite înaintea începerii unui, nu știu, nou ciclu electoral, oamenii să știe care sunt regulile, care sunt sancțiunile și așa mai departe. N-au cum să fie parlamentari altfel decât suntem noi ca societate. Noi ei ne reprezintă pe noi. Și repede, nu vreau să comentez nicio cazuri specifice, fiindcă acum ne focalizăm pe aceste situații, au fost și înainte. Da, e de punctat că da. E un exemplu, e doar un moment, e cel mai recent moment din Parlament, da, dar astfel de situații în care parlamentarii au făcut scandal, au implicat inclusiv parlamentari PSD, PNL, USR, bun, sunt foarte multe exemple. Da, spus, vorbind de limbaj, domnule profesor, limbajul acesta prinde injurile, calomnia, prin țipetele. Au public în România? Sigur că au public. Au public, fiindcă, repet, parlamentarii reprezintă societatea. Ați văzut alte parlamente în care parlamentarii s-au luat la bătaie, ca să merg și mai departe, da? Lucrurile sunt complicate în lumea în care trăim și de aceea mă întorc și le spun celor care sunt în Parlament că trebuie ei să-și auto-organizeze comportamentul, să stabilească reguli clare cu linii roșii și când se calcă, se trece dincolo de linia roșie, să fie sancțiunile asumate și prestabilite. Și cu asta s-a încheiat povestea. Pot să vă cer și o opinie? Tot vorbim de faptul că sunt foarte mulți români hotărâți și că cel mai probabil la următoarele alegeri vom vedea o prezență scăzută. Credeți că acești nehotărâți, o parte din ei, mai mare, mai mică, poate fi convinsă de acest limbaj, de acest discurs, de promisiunea prin țipete, prin injurii că vor face mai bine când vor ajunge la guvernare? E greu de spus. Unii probabil că da, dar din aceia care sunt, au un semn de întrebare, s-ar putea ca din potrivă astfel de certuri în Parlament să nu stimuleze să implice în politică. Foarte greu de estimat acum câți dintre cei neimplicați ar fi stimulați sau neistimulați de astfel de lucruri. Dar eu mă adresez celor responsabili. Lumea e complicată, din vremuri foarte grele, nu doar climatice, cum am temut până acum, ci uite și politice, războaie în zonă, trebuie să ne facem ordine în casă. Asta nu înseamnă că, repet, ăsta e și stilul, într-un fel, a românilor, de a fi mai vorbăreți, mai certăreți, da? Își spune unul altuia câte o ironie, o glumă, ok, dar sunt niște limite care trebuie să și le stabilească ei și sancțiunile care să vină atunci când ai călcat limitele, asumate tot în comun, astfel încât atunci când ți se dă sancțiunea, să știi de ce o iei și să o duci. Mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi.
În continuare, Iancu Guda, economist și colegul nostru aici la Digi24, realizatorul Vani Mișcare. Mulțumesc, Iancu, că ești alături de noi. Salut, Anca. Eticheta junk pentru România e un avertisment pe care BNR îl aduce. Trage de mânecă guvernul și spune că dacă nu umblăm la deficit, și e o informație extrem de interesantă. Noi am tot vorbit de deficit, cât de important este ca el să fie redus, dar acum vine BNR și spune, suntem aproape de eticheta de junk. Ce înseamnă asta pentru România, Iancu, înainte de toate? Deci, țările primesc note care reflectă riscul și în funcție de acesta, dobânda cu care se finanțează notele sunt reflectate de conduita fiscală, de stabilitatea pe scena politică, de inflație, de riscul companiilor și indicatori economici pe ansamblu, ceea ce determină riscul suveran. Acum, sunt mai multe agenții de rating și pentru toate, în cazul tuturor, România se situează în zona recomandată investițiilor, dar suntem la graniță, suntem ultimii din zona recomandată investițiilor. Adică un pas în jos, o notă mai mică dacă primim, ele au diverse litere sau indicatori, dar pentru toate aceste agenții internaționale reflectă orice pas înapoi reflectă un risc mai mare. Junk, în traducere din engleză, înseamnă gunoi sau o categorie a țărilor nerecomandate investițiilor pentru că riscul este peste medie. Și atunci, pentru o țară care face deficite fiscale din ce în ce mai mari, adică are venituri sub cheltuieli, diferența se împrumută și capacitatea de rambursare a acestor împrumuturi și dobânda aferentă acestor împrumuturi sunt influențate de aceste note. Și, într-adevăr, România, dacă ne uităm structural pe ultimii 10 ani, tot adâncește aceste deficite, are o datorie publică care crește exponențial. Ca să punem în context lucrurile, să nu vorbim de un partid, de o alianță sau anul acesta sau anul trecut, în 2010 aveam datorie publică 200 de miliarde de lei, în 2019, înainte de pandemie, 400. Deci imaginează-ți, Anca, 10 ani dublat. S-a dublat datoria înainte de pandemie. Bravo, pandemia a venit ea cu deficite și mai mari și cheltuieli și mai mari. De aceea, doar în 3 ani, 2019, 20, 21, de fapt 4 și 2022, în 4 ani, datoria publică s-a dus de la 400 la 800 de miliarde. Deci, practic, ce am făcut în deceniul precedent, doar 200 de miliarde de lei, în ultimii 4 ani, deci de 2 ori mai scurt timpul, datoria publică s-a dublat de la 400 la 800 de miliarde. Și este clar că în acest ritm, împrumutându-te din ce în ce mai mult, la un risc global, nu doar în România, din cauza inflației în creștere mai mare, dobânzile cresc. Și acum citesc execuția bugetară de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, ultimele cifre la aprilie anul acesta. De exemplu, dobânzile plătite pentru datoria publică și refinanțarea acesteia, 13 miliarde de lei. Aceeași perioadă anului trecut, dobânzile plătite se ridicau ianuarie-aprilie 2022 la 9,5 miliarde de lei. Anualizând în acest ritm și având în vedere și deficitul pe care o să-l facem anul acesta, de aproape 100 de miliarde de lei, cred că vom plăti dobânzi de vreo 50 de miliarde de lei. Este enorm, este 3% din PIB. Ca să înțelegeți, tot anul 2022, statul a avut venituri de 400 de miliarde. Deci să plătești 50 de miliarde în condițiile în care toate investițiile făcute pe fonduri naționale ale întregului buget pe 2022, cheltuieli de capital, se ridică la 40 de miliarde. Deci toate investițiile țării pe fonduri naționale, 40 de miliarde, anul trecut noi plătim, anul acesta se pare dobânzi care se va apropia de 50 de miliarde de lei. Deci este clar și asta că trebuie pentru cheltuieli pe care guvernul și le-a asumat cu bună știință, spunând pe gură, da, prin declarații, spunând că avem nevoie de economie, dar fără să facă ceva real. Una dintre bugetarea a vizat un deficit mai mic, de 4,7% din PIB anul acesta față de aproape 6% anul trecut, dar execuția, realitatea la primele 4 luni arată un deficit de 27 de miliarde față de aceeași perioadă anul trecut când au fost 17 miliarde. Este o creștere importantă și nu colectăm. Pe lângă faptul că avem cheltuieli mai mari decât s-a preconizat și sunt aceste greve făcute inițial în sistemul de educație, văd în poliție, transporturi, sănătate, CFR, etc. Și dacă se vor da toate aceste suplimentări și se discută și de creștere de salarii și de pensii pentru anul viitor, deficitele o să fie și mai mari și pe lângă aceasta avem și o problemă de colectare. Mă uit la TVA, la primele 4 luni,
32 de miliarde. Anul trecut, la primele 4 luni, tot 32 de miliarde. Păi, veniturile din retail, vânzările, au scăzut cu 3%. Inflația la luna mai este de 10%. Deci avem nominal cantitate plus preț, o creștere cu 14% a vânzărilor din retail, dar statul colectează TVA la fel. Și chiar a crescut cotele de TVA începând cu august anul trecut pentru niște categorii de produse. Deci, sub performanță la venituri, avem cheltuieli mai mari, se discută de cheltuieli și mai mari, se taie de la investiții probabil și, din păcate, din această perspectivă, lucrurile nu sunt văzute cu credibilitate de agențiile de rating, pentru că dacă ai deficite mai mari, nu pentru că ai făcut investiții, ci pentru că ai făcut cheltuieli sociale, care nu se întorc în economie, că multe cheltuieli de consum se duc în import. Deci noi rămânem cu datoria. Spuneți-mi și mie, în 2010 aveam 200 de miliarde, acum avem 800 de miliarde de datorie. Unde se văd banii ăștia? Vă vin de 600 de miliarde de lei. O scurtă pauză, dar ce vreau să spun? Investiții. Guvernul spune nu tăiem de acolo. Dar a ajuns la un punct sensibil, protestele. Oamenii ies în stradă nemulțumiți de faptul că sunt afectați dincolo de politica guvernului. Noi avem români și o categorie vulnerabilă care se extinde, devine tot mai mare. Și o putere de cumpărare a românului în scădere. Cum poate face guvernul astfel încât să ofere un sprijin populației, dar în același timp să își respecte și îndatoririle, că sunt contractări făcute. Noi tot vorbim de PNRR, acolo sunt niște bani pe care trebuie să-i asigure și statul român. Automat. Cred că ideea de o mai bună colectare nu poate avea efecte imediate. Cred că schimbări fiscale cu efecte imediate sunt reducerea, eliminarea, de fapt, completă a tuturor excepțiilor fiscale. Pare pentru că din ultimul Rămâne de văzut și care va fi efectul, pentru că în IT ai 0% impozit pe profit, pardon, pe venit. Poate angajații se vor reorienta către PFA. Deci o anulare a unor excepții care, din punctul meu de vedere, chiar dacă au fost justificate punctual la momentul respectiv, am ajuns să avem un cod fiscal ciuruit și e foarte greu să mai încaseze România, să ANAF-ul să-și facă treaba, pentru că avem foarte multe excepții pentru foarte multe sectoare adunate în ultimele decenii. Și atunci, simpla eliminare a acestor excepții nu cred că va duce imediat, neapărat, la o mai bună încasare. Cred că trebuie să fim atenți și la cheltuieli, pentru că avem câteva categorii care arată supradimensionat relativ la câți bani are statul să dai 86% pe salarii și pensii din veniturile pe care le ai, este foarte mult. Deci fie ajustezi la salariu, nu neapărat că scazi salariul, dar scazi dimensiunea personalului din sectorul public sau crești veniturile. Îți propun să continuăm această discuție. Dezvoltăm. După o scurtă pauză, revenim la Studio Politic. Informații de ultimă oră la Digi24, iar imaginile le puteți urmări și dumneavoastră dacă sunteți în fața televizorului. Cristian Popescu Piedone revine la primăria Sector 5 după un an de închisoare. Este înconjurat de jurnaliști, este primit de mai multe persoane, probabil din sector, care s-au strâns acolo la primărie. Angajați, haideți să-și ascultăm câteva fragmente din acest dialog. Este momentul în care Cristian Popescu Piedone, după un an de închisoare, intră în primărie și își reia mandatul. Urmărim momentul în care depune la registratură decizia prefectului prin care Cristian Popescu Piedone își reia mandatul, pentru că instanța i-a anulat condamnarea penală. Asta înseamnă că toate drepturile care erau interzise, în acest moment Cristian Popescu Piedone și le reia. Este un om nevinovat în fața legii. Rămânem cu imaginile de acolo, de la sector 5, și vom discuta toate detaliile, inclusiv variantele prin care executivul vrea să reducă TVA-ul la alimente astăzi, adică vrea să reducă prețul la alimente, pentru că TVA-ul nu este ultima declarație pe care premierul Marcel Ciolacu a făcut-o. Laurențiu Leoreanu, deputat PNL, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Claudiu Chira, deputat al Forței Drepte, bună ziua. Bună ziua. Octavian Bădescu, coordonator al Comisiei Economice AUR, bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi. Și bună ziua, în continuare, Iancu Guda, alături
de noi. Imaginile pe care le-am urmărit mai devreme, Laurențiu Leoreanu, Cristian Popiescu Piedone, om nevinovat, își rea mandatul. Dacă justiția așa a decis, e firesc să se pună în opera acest lucru. Prefectul a emis ordinul, e firesc să-și rea locul. Problema este când a fost dreptate, când a fost condamnat la 8 ani, când a fost condamnat la 4 ani sau când s-a constatat că fapta nu există și a fost achitat. Cred că aici lucrurile întotdeauna trebuie analizate cu foarte multă atenție și responsabilitatea trebuie să fie una majoră, mai ales când vorbim de viața, de destinul sau de cariera unui om. E o întrebare pe care o adresați acum într-un platou de televiziune sau pe care ați adresat-o și în partid și în Parlament? Înțeleg să văd, vreau să înțeleg dacă urmează ceva în Parlament pe această... Nu e o întrebare, e o constatare. Efectiv, am spus, am discutat colegii noștri acest lucru și tot ceea ce vine să îmbunătățească codul penal, codul de procedură penală, trebuie să vină în a aduce proceduri mult mai clare, decizii mult mai obiective și soluții care să fie ancorate în lege și iată să nu baleeze dintr-o parte în alta de la a avea o sancțiune sau o pedeapsă atât de mare până la se constata că fapta nu există. Octavian Bădescu, vă rog. Da, eu mă pun acum în pielea dânsului și mă gândesc cine mi-ar da mie înapoi un an de viață. Deci dacă am fost considerat nevinovat, ce se întâmplă acum cu acel an care mi-a fost mie luat și am fost ținut în pușcărie? Dacă omul ăsta o să ceară despăgubiri, cine le plătește? Eu, contribuabilul? Sau cel care a dat sentința? Deci astea sunt probleme majore ale societății. Deși până în prezent, Cristian Popescu Piedone a spus că nu va merge mai departe. Am înțeles, dar asta e la latitudinea dânsului. Ori noi nu trebuie să lăsăm o astfel de situație la latitudinea cuiva. Dacă omul ăsta cere despăgubiri și le obține, le plătim noi cei de aici? Păi asta e normal, asta e o societate normală. Astea sunt probleme majore. Aveți o propunere pentru răspunderea magistraților atunci? Păi ar trebui să existe. Eu nu sunt jurist să elaborez propuneri și nu pe loc. Dar e evident că e un decalibraj între putere și responsabilitate, inclusiv la nivelul sistemului judiciar. Este un decalibraj. Oameni care au foarte multă putere asupra altor oameni și nu au răspunderea în consecință. Sunt lucruri la care trebuie să medităm. Nu pot să vă dau o soluție în momentul ăsta, dar sunt lucruri majore, pentru că viața, timpul oamenilor este o resursă finită și neregenerabilă și în momentul în care m-ai ținut fără libertate un an jumate, cine plătește pentru chestiunea asta? Există o răspundere a magistraților disciplinară, doar că lucrurile vor putea fi analizate mult mai mult. Asta, despre asta vorbim. Asta e o chestiune realmente, cel puțin filozofică, dar nu doar filozofică. Domnule Chirabă. Da, este încă un exemplu că justiția în România este strâmbă, putem să-i spunem așa. Nu e normal ca diferite complete de judecată pe aceleași date, pe aceleași probe, la câteva luni diferite sau săptămâni diferite, să dea soluții diferite. Haideți să ne întoarcem la sectorul 5, pentru că face declarații primarul de azi, Cristian Popescu Piedone. Să revin la mers pe jos foarte mult, să inspectezi și să vă cu ochii mei. Nu pot să vă spun ceva, dar că n-am stat degeaba zilele astea, bineînțeles că nu m-am abținut și am trecut prin sector, dar vom ține foarte mult legătura. Ușa dumneavoastră este deschisă pentru toată lumea. În primăria sectorului 5 nu se va mai face politică decât politica cetățeanului. Noi lucrăm pentru cetățeni și pentru România. Nu lucrăm pentru... Iar formațiunile politice care probabil astăzi s-au deranjat și mai în trecut că, eu știu, de răul sau de bucuria altuia, ei s-au tot ciondănit. Ce au realizat? Nimic. Noi, eu mă apuc de muncă. Chiar de astăzi. Dumneavoastră. Care sunt primele măsuri pe care le luați repus în funcție acum? Cred că o să fac o conferință de presă zilele următoare. Le am și nu vreau să le anunț. Le veți auzi cu siguranță și la sfârșit o să vorbim și față în față. Nu sunt cel decât
cel care se ascunde. Vom discuta oriunde. Mă găsiți pe stradă, mă găsiți la telefon, vă dau numărul personal, să nu mă deranjați și eu când sunt și eu undeva la o vere, la o chestie. Dar vă răspund și atunci. Cristian Popescu, pe Piedone, despre ce va face mai departe, nu sunt puțini de pe scena politică care vorbesc inclusiv despre faptul că de aici înainte, după ce și-a reluat mandatul, își face planuri pentru a candida în 2024. Ultima dată când a ieșit din închisoare a fost momentul pe care l-am difuzat și noi aici la Studio Politic. Să știți, colegii dumneavoastră au spus chiar că ambițiile lui Popescu Piedone vor merge mai departe înspre primăria capitalei sau la un moment dat a și spus de europarlamentare. Sunt două lucruri distincte. Una e să nu fim fanii lui. Eu mi-l amintesc când făcea controlele alea cu ANPC, stropea cu detergent, știu eu, legăturile de pătrunjel ale băbuțelor din piață. Adică, dincolo de om, situația în sine asta punctuală pune o problemă reală legată de răspundere. Vreau să discutăm și despre reducerea TVA-ului la alimente. Iancu a spus ministrul de finanțe că e o variantă. Astăzi este premierul, spune că nu. Tu ne-ai vorbit despre faptul că nu colectăm din TVA în doar două comparații, primele patru luni ale acestui an, cu ce s-a întâmplat în aceeași perioadă anului trecut. Noi stagnăm, deci nu s-au întâmplat lucruri, deși au fost multe declarații. Au spus că asta trebuie făcut pentru a atrage mai mulți bani la buget. Trebuie colectat mai mult din TVA. Deci asta nu se întâmplă, pică. Iar acum acest ping-pong al declarațiilor, tu cum îl vezi și cum vezi măsura asta a reducerii alimentelor realizabilă? Ieftinirea alimentelor. În 30 de ani am stins incendii și am tratat efectele și nu am rezolvat cauzele. Industria a scăzut, producția a scăzut, avem oferte din ce în ce mai mică, importăm din ce în ce mai mult. Automat, pe măsură ce timpul a trecut, aria de opțiuni s-a restrâns. Și acum suntem într-un context de, să zicem, presiune, nu o să-i spun forța majoră, dar există un segment al populației care suferă din ce în ce mai mult în ultimii ani din cauza scumpirilor produselor alimentare de bază, care sunt reprezentative ca pondere numerică și valorică în conșul de consum în general în România, și unde sau pentru care creșterea venitului nu a reușit să țină pasul cu creșterea costurilor. Vedem în continuare la cartofi, pâine, mălai, făină, creșteri de două cifre, chiar 25% la cartofi, deși inflația medie consolidată pe tot coșul este 10%. Care sunt explicațiile? De ce se scumpesc? Păi, în fiecare tip de produs în parte, avem un mix al importurilor diferit, avem un mix al costurilor diferit, care se comportă diferit din perspectiva presiunii la materii prime, la energie, la salarii, și atunci, de asemenea, oferta și cererea, care pot determina pe termen scurt fluctuații importante. Sunt produse care au un consum destul de inelastic, dacă ne referim la cartofi, pâine, mălai, făină, ele se consumă lună de lună, deci cererea destul de rezilientă, dar oferta care fluctuează foarte mult în funcție de condiții meteosensibile, avem un an agricol bun, plouă, avem recoltă, nu atunci ghinion. Suntem influențată și de piața cerealelor. Corect, sunt factori geopolitici extern, costul de finanțare al companiilor care se vede sub o formă sau alta în prețul final, și atunci, exact, agricultura rudimentară, 10% din suprafața agricolă este irigată, lipsa de infrastructură de colectare, gândim acest business la nivel de chioșc, când se face industrial, la nivel de supermarket, agricultura mă refer, nu avem irigații, doar 10%, nu avem colectare, nu avem suprafețele foarte granulate, peste 95% din exploatațiile agricole în România au mai puțin de 5 hectare și atunci nu avem industrializare, avem doar 2 hectare la 1000 de fermieri și toate acestea contează, pentru că nu avem productivitate, avem pe hectar o productivitate diferă de la deci, tip de cereale sau legume. De pildă, că tot ni se vorbește de patriotism economic, să înceapă industrializarea. Da, clar. Și aici este de fapt soluția care, chiar dacă nu se va vedea prin efecte imediate, deși lumea strigă și are nevoie de rezultate care să se simtă în burta, în stomacul lor, în buzunarul lor, luna viitoare, dar dacă an de an, lună de lună, deceniu după deceniu, amânăm extirparea cancerului, evident că efectele lui vor fi din ce în ce mai grave. Deci, să aflăm și opinia politicienilor. Mai este o cauză, dacă îmi permite, și domnul Guda știe foarte bine că e economist. Expansiunea monetară fără acoperire, practicată de toate băncile centrale, din America, din Europa, din România, a crescut masa monetară în ultimii 3 ani cu 10%, 30%, 40%, 50%, fără acoperire în bunuri și servicii.
Asta este, de fapt, inflația. Inflația este creșterea masei monetare, iar creșterea prețurilor este un efect al inflației. Deci în momentul în care eu emit bani fără acoperire, normal că ei se raportează la aceeași cantitate de cartofi de care se vorbea aici, și atunci e normal, de fapt, nu prețurile au crescut, ci puterea de cumpărare a banilor a fost scăzută. Nu a scăzut, pentru că nu e un fenomen natural, nu e că a venit iarna sau a venit ploaia, este produsă de către o acțiune umană de decizie politică, bănci centrale, coroborați, având la bază politicile Ministerului de Finanțe, de deficitele bugetare, determină expansiunea aici monetară. Aici o să intervin eu, pentru că genul ăsta de intervenția băncilor centrale n-a fost bruscă sau să ducă la o creștere bruscă de la una la alta a prețurilor. Dacă vorbim pe ultimii 3-5 ani, într-adevăr, masa monetară a crescut, cash-ul din circulație a ajuns la 10% din PIB, este, 7% din PIB, este record istoric la noi, e de două peste media europeană, și într-adevăr a fost un fenomen de la pandemie încoace pentru a salva locurile de muncă, cererea și companiile. Politice. Deci nu pandemia a produs inflație, ci reacția politicului la problema coronavirusului. Da, creșterea explozivă. Creșterea explozivă. O boală nu produce creșterea explozivă. Creștere deci e o reacție în lanț. E comportamentul politicului care a inhibat producția de bunuri și servicii. Asta înseamnă creșterea generalizată. Da. Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, pentru că suntem într-o situație de fapt și trebuie văzut ce e de făcut. Eu cred că în momentul de față sunt de acord aici cu antevorbitorul meu că nu avem foarte multe soluții. Ar fi două, una pe termen scurt și una pe termen lung. Cea pe termen scurt ar fi într-adevăr scăderea taxelor. Și aici trebuie să avem grijă foarte mult, scăderea taxelor, care este impactul în buget, de asemenea să nu ne trezim cu o penurie, așa cum s-a întâmplat în Ungaria. Pe de altă parte, creșterea producției, numai că aceasta nu se face de azi pe mâine, e în timp, dar ele pot fi coroborate și cred că se poate lua și o măsură de reducere a taxelor, dar pe un termen limitat. La ce taxe vă gândiți? Inclusiv TVA. Inclusiv TVA. Deci avem o dezbatere în acest moment. Eu vă spun că la această oră, președintele Senatului Nicolae Ciucă și președintele PNL, împreună cu premierul Ciolacu, împreună cu ministrul de Finanțe, cu ministrul Omipe, sunt la o discuție și sigur au pe masă toate mecanismele pentru a găsi o optimizare și o soluție care să aibă impact și pe moment, dar sigur că am fi doar în situația în care am stinge un incendiu. Trebuie această măsură luată pe moment, dar trebuie creat și un mecanism care să genereze pe termen mediu și lung o creștere a producției care va duce în mod automat și la o scădere a prețului. Cred că aceste două trebuie coroborate, pentru că nu avem în momentul de față o soluție ideală să apeși un buton și care să rezolve problema automat. Creșterea, uitați-vă la taxele pe muncă. Asta este marea problemă a României la momentul actual. Creșterea, taxele pe muncă sunt printre cele mai mari din Europa, dacă nu cele mai mari. Asta este o foarte mare problemă, coroborat cu deficitele bugetare. S-a vorbit jumătatea de ora anterioară. Să mă întrerup și mai devreme. Vă rog, permiteți-mi de data aceasta, îmi cer scuze, pauză și revenim la Studio Politic. Am revenit la Studio Politic. E o informație care a tot fost vehiculată în ultimele ore, iar colegii noștri de la site, de la Digi24.ro, au discutat cu Kelemen Hunor, care susține că nu s-a întâlnit cu Victor Orban înainte ca UDMR să iasă de la guvernare. Aceasta era retorica, dacă vreți, sau istorisirea care se crease în ultimele ore. Kelemen Hunor susține că este o minciună, că informațiile apărute în presă despre așa zisa vizită secretă a lui Victor Orban la București înainte de negocierile pentru guvernul Ciolacu sunt false. Fotografia care este vehiculată e din decembrie, spune Kelemen Hunor, liderul UDMR pentru Digi24.ro. De atunci nici Orban nu a fost la București, nici eu nu am avut întâlnire cu el. Este minciună. Domnule Chira, vă rog, ce știți dumneavoastră despre această întâlnire și cât credeți că ar fi contat totuși o întâlnire între Victor Orban și Kelemen Hunor pentru a rămâne sau a ieși de la guvernare? Nu știu cât ar fi contat. Am văzut și eu din spațiul public acea fotografie. Nu am avut date despre ea, când a fost făcută sau cine a făcut-o. Mă gândesc că dacă ar fi fost în perioada aceea dinainte de a ieși UDMR-ul de la guvernare, s-ar fi aflat, pentru că erau toate reflectoarele pe cele trei partide care compuneau
guvernul în deci momentul acela... Deci nu credeți acela... oricum acum vine lămurirea aceasta oficială nu, din partea nu cred, lui nu cred că ar fi. Vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră, mulțumesc, domnilor, că ați fost alături de noi la Studio Politic. Evenimentele pe repede înainte au venit peste noi. Mulțumesc pentru analiza ta, Iancu. Ne revedem la Studio Politic mâine, continuăm dezbaterea. Până atunci, știrile zilei la Digi24.